Niciodată nu este prea târziu pentru iubire. Asta a demonstrat și un veteran de război care a decis să se căsătorească la vârsta de 100 de ani. Aleasa sa este și ea aproape de vârsta centenarului. La vârsta de 100 de ani, un veteran de război și-a găsit dragostea și se va căsători cu femeia în vârstă de 96 de ani din Franța. Ceremonia coincide cu aniversarea 80 de ani de la debarcarea aliaților în Normandia. Veteranul, membru al forțelor aeriene americane, va fi omagiat pe 6 iunie la comemorarea 80 de ani de la debarcarea în Normandia, operațiunea istorică a aliaților care a schimbat cursul războiului. Două zile mai mai târziu, Harold și Jane vor face schimb de jurăminte în apropiere de plajele unde mii de soldați au debarcat și mulți au murit în acea zi din 1944. Tânăra centenară este de asemenea veselă, înzestrată cu o memorie vie, amintindu-și date, locații și evenimente fără ezitare. Compania sa a pierdut jumătate din cele 60 de avioane pe care le deținea în timpul operațiunii din Normandia. La scurt timp după aceea, Terence a oferit voluntar să călătorească în acea regiune din Normandia ul Franței pentru a ajuta la transportarea prizonierilor de război germani și a trupelor aliate eliberate în Anglia. Într-o zi, Terence a primit un plic cu instrucțiuni de a nu-l deschide până când nu ajungea la o anumită destinație. Așa a început o călătorie care l-a dus în Ucraina sovietică via Casablanca, Algeria, Tunisia, Libia, Cairo, Bagdad și Teheran. Operațiunea a durat 24 de ore până când Germania au descoperit baza aliată din Ucraina și au atacat-o. Terence spune că a scăpat, dar a fost lăsat în no man's land. S-a îmbolnăvit de dizenterie și a supraviețuit doar datorită ajutorului unei familii de fermieri locali. A crezut din nou în dragoste. Întorcându-se în Anglia, a mai păcălit odată moartea, când proprietarul unui pub a refuzat să-l servească cu o băutură pentru că era pe cale să închidă. A ridicat din numeri și a plecat. Abia ce a mers o distanță mică atunci când racheta germană a distrus localul. După război s-a întors în state și s-a căsătorit cu Telma, soția sa de 70 de ani cu care a crescut trei copii. Teren a lucrat pentru o multinațională britanică, iar când el și Telma s-au pensionat, s-au stabilit în Florida. Moartea ei în 2018 l-a afectat timp de 3 ani cât și-a plâns soția. Dar viața i-a oferit un nou început. În anul 2021, un prieten i-a făcut cunoștință cu Jane, o femeie carismatică care rămăsese și ea văduvă. Nu a fost dragoste la prima vedere. La prima lor întâlnire, Terence abia se putea uita la aceasta. Dar insistența a dat roade. O a doua întâlnire a schimbat totul, iar de atunci nu s-au mai despărțit. Relatează observatornews.ro